Bună! Clipulețul de astăzi este un tag, așa cum vă puteți da seama și din titlu. Am fost tăguită de Elena Secrets. Bună, Elena, care este o scumpă, face și ea filmulețe aici pe YouTube și vă voi lăsa canalul ei în cutiuța cu descrieri. Face filmulețe despre unghii, outfits, machiaj, do yourself. Este super! Îmi place la nebunie de ea. Și, de asemenea, ea pune foarte mult efort în filmulețele ei, așa că trebuie neapărat să treceți și pe la ea. Și să începem cu acest tag, ca să aflați puțin mai multe despre secretele din spatele camerei. Prima întrebare. Când îți place să filmezi? Îmi place să filmez în timpul zilei, pentru că atunci am lumină. Atunci este lumina mai bună și cum nu am alt niciun alt fel de lumini, doar în timpul zilei pot să filmez. Întrebarea a doua. Unde îți pui camera de filmat dacă nu ai un trepied? Am un trepied, mi l-am cumpărat special ca să pot pune camera pe el atunci când filmez, deci n-am cum altfel să răspund la această întrebare. Întrebarea 3. Ce clip îți este cel mai greu să filmezi? Cel mai greu până acum mi-a fost să filmez tutoriale de machiaj, pentru că lumina trebuie să fie bună, trebuie să ai grijă ca imaginea să fie focalizată. Țin minte când am filmat primul tutorial, a trebuit să-l filmez de 3 ori până mi-a ieșit ceva cât de cât ok. Acelea mi se pare mie cel mai greu de filmat până acum. Întrebarea 4. Dai importanță aspectului tău înainte să filmezi? Încerc, de cele mai multe ori încerc să dau importanță aspectului meu. Câteodată filmez la sfârșitul zilei, după o zi lungă și machiajul meu e aproape topit, părul meu e ciulit, nu mai stă la fel de bine. Dar de multe ori încerc să am grijă să nu am mâncare în dinți, cum mi s-a întâmplat într-un clip și mi-am dat seama la sfârșit și a trebuit să-l filmez din nou. La fel, într-un clip tot așa aveam un ciuf care îmi stătea așa și a trebuit să filmez iar clipul din nou pentru că m-a enervat pe mine, pentru că nu puteam să-mi iau ochii de la ciuful ăla de păr. Deci încerc cât pot să dau importanța aspectului. Întrebarea numărul 5. Îți este rușine să filmezi cu mai multe persoane în jurul tău? Nu cred că mi-ar fi rușine, până acum nu am filmat cu nimeni în jurul meu, dar nu cred că mi-ar fi rușine să filmez cu persoanele în jurul meu. Întrebarea 6. Cum te pregătești pentru filmări? Păi depinde de filmulețul pe care am de gând să-l filmez. De cele mai multe ori doar mi-aduc lucrurile de care am nevoie aici în această cameră, ca să le am la îndemână și de obicei mă pierdun puțin, să am grijă să nu fiu ciulită și cam atât. Întrebarea 7. Cât timp filmez pe săptămână? Nu am timp să filmez prea mult, de obicei 30 de minute, o oră maxim, dacă sunt norocoasă și am timp, dar cam atât timp am eu să filmez. Întrebarea numărul 8. Cât timp îți ia să editezi un clip? Din nou, depinde de filmuleț. De exemplu, acela în care vă vorbeam despre cosmeticele scumpe, filmasem 40 de minute. Și am încercat să-l scurtez cât de mult am putut, mai mult de 17 minute n-am putut să-l scurtez. Dar mi-a mult la editat, pentru că mă bâlbâi, fac greșeli gramaticale, oricum fac greșeli o tonă, dar de multe ori le las așa pentru că zic, nu pot să tai chiar tot din filmuleț. Asta mă face să editez mult filmulețele pentru că trebuie să tai o tonă din ele și să încerc să fac un filmuleț care are cât de cât sens. Dar mi-a destul de mult, de obicei cam o oră, cel puțin o oră mi-a să editez un film, de obicei o oră, două. Întrebarea 9. Arată camera unde filmezi după ce ai filmat un clip. Voi pune câteva poze ca să vedeți. Aici este camera după ce am filmat filmulețul cu YouTube Mini Buyet. Încerc, de obicei nu fac prea mult dezastru atunci când filmez. Întrebarea 10. Ce muzică utilizezi pentru clipurile tale? Nu prea utilizez muzică din cauza copyright-ului. Este cam greu să găsești muzică pe care să o poți folosi pe YouTube. Cred că am folosit muzică doar în două clipuri până acum și muzica pe care am folosit-o este de pe YouTube, cea pe care o oferă cei de la YouTube și cea care o am găsit-o în iMovie. Întrebarea 11. Cu ce cameră filmezi și ce editor folosești? Filmez cu un Canon 70D și editez filmulețele cu iMovie. Întrebarea 12. Ai pe cineva care să te ajute la filmat? Nu am pe nimeni, sunt doar eu și camera. Întrebarea 13. Ce clipuri îți place cel mai mult să filmezi? Cel mai mult îmi place să filmez clipuri în care doar stau de vorbă cu voi, în care doar mă așez în fața camerei și încep să vorbesc. Acestea sunt preferatele mele. Întrebarea 14. Ce îți place cel mai mult, să filmezi sau să editezi? Nu-mi place să editez pentru că mi-au grămadă de timp, probabil și pentru că sunt începătoare și nici nu prea mă pricep eu la editat.
dar cu siguranță îmi place mai mult să filmez decât să editez. Întrebarea 15. Unde filmez de obicei? De obicei filmez în această cameră, acesta este biroul unde am calculatorul. Aici am și lumina cea mai bună pentru că fereastra este chiar în fața mea și aici mi se pare că am lumina cea mai bună în toată casa. Întrebarea 16. Ce lumini folosești? Nu folosesc niciun fel de lumini, așa cum am spus. Lumina zilei este singura lumină pe care o am, nu am lumini de studio sau alte lumini speciale, așa că doar la lumina zilei pot să filmez. Întrebarea 17. Care sunt așteptările tale când pui un clip nou pe YouTube? Păi, așteptările mele sunt ca lumea să se uite la clipurile pe care le filmez. De multe ori mă gândesc înainte să filmez un clip, mă gândesc, oare interesează pe cineva acest subiect, oare se va uita cineva la filmulețele mele, dar așteptările mele sunt ca lumea să se uite la filmulețele mele. Întrebarea 18. Nu ți se pare ciudat să vorbești singură cu o cameră? Nu mi se pare ciudat, pentru că atunci când filmez, deja eu pot să-mi imaginez că filmulețul va fi pe YouTube și deja îmi imaginez că prin acest clip eu interacționez cu voi. Deci nu mi se pare ciudat. Întrebarea 19. Ce îți place cel mai mult? Like-urile sau vizualizările unui clip? Îmi plac amândouă. Nu știu dacă pot să aleg una dintre ele. Normal că îmi place să văd că am mai multe vizualizări la un clip, pentru că atunci știu că lumea se uită la ele, că lumea este interesată de filmulețele mele, dar îmi plac și like-urile, pentru că atunci pot să-mi dau seama că lumea apreciază munca pe care eu o depun în aceste filmulețe. Și întrebarea 20. Cine ai vrea să facă acest tag? Oricine își dorește, vă invit pe toate să-l faceți, pentru că mi-ar plăcea să aud și răspunsurile voastre. Și cam acesta a fost tag-ul, sper că ați aflat puțin mai multe despre mine, despre secretele din spatele camerei și ne vom vedea în curând într-un nou filmuleț. V-am pupat! Pa!